În acest sfârșit de săptămână, aproape 600 de persoane și-au schimbat cărțile de identitate. Angajații Direcției de Evidență a Populației au lucrat aproape non-stop pentru a elibera actele la timp, iar cei care doresc să se prezinte la vot să poată să-și exprime opțiunea politică. Sâmbătă, duminică, am avut program de lucru cu publicul aproape periodic, non-stop. Ceea ce înseamnă că în data de 1.11.2014, de la ora 8.30 dimineața și până la 16.30, când s-a închis programul de lucru cu publicul, am eliberat 259 de cărți de identitate, respectiv 44 de cărți de identitate provizorii. Duminică, fiind o zi plină din nou, începând de la ora 8 dimineața până la ora 21 seara, am eliberat la fel, la solicitarea cetățenilor, 274 de cărți de identitate, respectiv 46 de cărți de identitate provizorii. Aceasta în considerentul în care, toată luna trecută, deci în luna 10-a, ne-am desfășurat activități de punere în legătate a tuturor persoanelor care sunt netransportabile și care se află în centre de plasament, respectiv în penitenciar, în arest sau în spitale, astfel încât toată lumea să poată să-și exercite dreptul de vot. În această ordine de idei, noi am organizat un număr de 16 acțiuni și am pus în legalitate un număr de 78 de persoane netransportabile. Conducerea Direcției de Evidență a Populației anunță faptul că persoanele care nu sunt transportabile sunt rugate să apeleze numărul de telefon 0261 71191 pentru a solicita schimbarea cărții de identitate.